Tu ce părere ai despre fostele glorii? Că tot ai adus discuția de fostele glorii. Am văzut că ai avut o intervenție și la Gabi Șafta. Te rog. Haideți să vă spun o chestie. Eu am spus în felul următor. Dacă într-adevăr și o propunere publică și o fac tot timpul, spun în felul următor. Dacă într-adevăr fostele glorii, cine? Domnul Balin, Lăcătuș, Pițurcă, Ilie Dumitrescu, Tudorel Stoica. Cine vor în aceste poste glori? Noi avem o hotărâre judecătorească definitiv și revocabilă, cum le place dânșilor să spună, să pună la dispoziție documentele din 1998 până în 2003 și din 2003 până în prezent. Adică tranzacțiile, mă refer aici. Am fost la executorul judecătoresc să punem în executare, am obținut și această hârtie, să punem în executare Clubul Sportiv al Armatei, să pun aceste documente, adică aceste tranzacții. CSA, AFC, AFC, Fotbal Club Steaua București, cum se numea atunci, da? Cu Gigi. Da. Da. Sunt hotărâri definitive câștigate și irevocabile, ca așa le place să spună. Dom'le, dacă noi am câștigat astea și ne-am dus la CSA să le pună, la dispoziție a opinii publice, am fost la executorul judecătoresc. Gata, domne, mergem, facem, executăm cu tare. Ai mai dat de judecătorul ăla care trebuia să vină să pună de aplicare executarea? Nu. E, dacă tot nu vor lucrul ăsta, oamenii ăștia, au posibilitatea să aflăm cu toții adevărul. Asta ne dorim toți suporterii. Să aflăm adevărul. Luați, domne, această hârtie. Toată lumea, Gigi, vrea adevărul. Uite, eu acum primesc de la un stelist din Torino. De ce dezinformez lumea aiurea, domnule Răchită? Și eu zic, luminează-mă, zice. Curtea de apel a respins apelul FCSB-știlor în legătură cu palmarisul din 2003-2017. Așa că nu ne aparține. Zice, de asta a dispărut Boglea din peisaj. A dat seama că a pierdut tot. Palmarisul până în 98 e definitiv și nu se mai poate întâmpla nimic. Doar alta se mai judecă din 98-2003 și 2003-2017. Doar arta ceva. Deci răspunde suporterului stelist, că e stelist al tău. Ascultă-mă puțin. Stă în Torino, răspunde. Răspunde că se uită la emisiune, Gigi, că să nu mai... toată lumea spune că îmi dă Gigi brânză. Dacă și Gigi mai îmi dă brânză... S-a respins cererea conexă. Și după aia mai departe își dă singur răspuns. Îmi zădăm și ție. Bun, dar stai să termin cu asta, ca să fie pentru el mai plauzibil ceea ce spun eu. Și să lămurească toți suporterii. Dacă toți acești oameni, fostele glorii, își doresc să se afle adevărul, este simplu ca bună ziua. Ia această hotărâre definitivă în care Clubul Sportiv al Armatei este obligat să pună la dispoziție tranzacția 98-2003, 2003 prezent. Tranzacțiile între ei. Aici. Și am lămurit situația. Și acolo se văd cum a vândut, cum a transferat secția de fotbal la APC. Cum a transferat APC-ul la Gigi. Și atunci se vede cine a semnat, cum a semnat, ce s-a întâmplat și cu toții vom afla adevărul cum s-a luat traista sau nu s-a luat traista. Adică e negru pe alb, spui tu. Clar, punct. Și atunci nu să mai stăm, cum a spus domnul Talpan în instanță, când noi am spus instanței că am câștigat o hotărâre să ne pună la dispoziție documentele și să vină domnul Talpan să spună în instanță nu putem să le dăm, că se folosesc de ei, de acte, în dosarul cu palmares. Ce înțeleg eu de aici? Sau ce înțelegi și tu de aici? Că dacă scoți acele documente, înseamnă că ceva este. Păi și unde sunt documentele, Gigi? Sunt la CSA. Păi pe legea 544. Există legea 544, acces la informații publice de la instituție. Și ce le-a spus? Da. Sunt obligat să răspundă. Ce au răspuns, Gigi?
sunt clasificate și nu putem să le punem la dispoziție. Pe ce ai vândut, mă, Luciu, un tank? Nu sunt clasificate. I-ai vândut un tank, ca să știm și noi, vreo mitralieră, ceva, ca să fie clasificată această tranzacție. E, au posibilitatea. Domnul Balint, Lăcătuș, Pițurcă, toți, au posibilitatea. Eu le pun în original, le pun la dispoziție această hotărâre definitivă și executorie, le pun la dispoziție să meargă dâns și la generali, la comandanți. Bă, dar de ce nu le puneți la ăștia la dispoziție documentele? Nu le dați lor, faceți-le publice. Haide, scoateți-le. Și atunci lămurim situația pentru toată lumea. Știm și cine a semnat, știm și ce tranzacție s-a făcut între... Cine a semnat, Gigi? Cine a semnat? Toți. Toți. Toți generalii? Da, toți. Toți generalii. Tot ce exista la momentul ăla în club. Inclusiv Victor Pițurcă a semnat? Inclusiv nea Victor Pițurcă, pentru care a renunțat la momentul 2003, când s-a făcut tranzacția de la APC la Gigi, a semnat pentru a-și primi cei 400.000 apoi. Da? Toți au semnat. Și atunci venim și spunem, nu e domne asta Steaua, că mergem în instanță. Păi ce să-mi judece mie instanțele civile despre sport? Mă duc și spun, Chiriță n-a jucat la Dinamo. Și vine, eu spun că n-a jucat și vine o instanță și spune, ai dreptate. N-a jucat Chiriță. Dar Chiriță e cunoscut în toată Europa că a jucat la Dinamo. Cum facem? Iartă-mă, Gianni, că am dat pe tine. Nu e problemă, Gigi. Și Gianni, cred că se vede și pe hârtii că a jucat la Dinamo, nu? Apropo de ce hârtii vorbești și tu și... În cazul se vede pe hârtii că Vivi Răchită a jucat la Steaua. Păi da, Dalpan mi-a zis că n-am jucat. Doar 7 ani. Fac o paranteză, iertați-mă puțin. Dalpan a zis că n-am jucat. Mi-a zis Dalpan că m-a păcărit Gigi. Da, da, Gigi. Rugămintea la dumneavoastră. Noi am vorbit acum, cred că vreo 2 luni de zile ne-am întâlnit. Da. Ne-am ia, am rugăminte să nu mai spuneți că ați fost antrenor la Steaua, da? De ce? Pentru că nu sunteți în hârtii. A spus domnul Florin Talpan că perioada aia, când erați cu Lăcătuși, nu prea erați la Steaua. Păi eu am fost în 94-99, 2009-2010 erai și tu acolo, că vorba aia. 2012-13, păi, ți-auci aminte? Până să, după mine... Păi eu mi-aduc aminte, dar că hârtiile spun că n-ați fost... Bă, păcat că mi-am pierdut părinții, că îmi caut identitatea acum. Înțelegi? Nici la mama, Gigi, nici la mama, nici la tata săraci nu mai pot să mă interesez. Gigi, ascultă-mă o secundă, că am văzut o părere interesantă și merită să-ți pui și tu punctul de vedere. AFC-ul de care vorbeam avea dreptul de folosire a mărcii. Iar greșeala lui Gigi ar fi fost că a falimentat acest AFC și este chiar breșa pe care a exploatat-o Talpan în tot ce a făcut în procesele acestea. Nu e adevărat, s-a folosit de o chestie pe care s-a făcut la momentul respectiv o greșeală, că nu a mai cerut acel acord de folosință. Gigi n-a mai cerut acordul de folosință, nu? Asta spui că a fost greșeala. Pentru că uitați-vă în toate documentele. Nu spune nimeni să dea în judecată, să nu mai folosească continuitatea. Spune cineva ceva? Spune doar că să nu se mai folosească de nume și emblema pe care instanța le-a dat-o, domnul Florin Talpan n-a cerut să primească acea siglă. A cerut să nu ne mai folosim de ea, deoarece este asemănătoare cu cea a Clubului Sportiv al Armatei. Instanța a considerat că se-l dea. Nu trebuia dată. Pentru că domnul Florin Talpan nu a cerut să o ia. A cerut să nu mai fie folosită, deoarece este asemănătoare cu cea în 5 colțuri. Aia veche, a noastră. Da? Pentru că asta, care e foarte dâns și cu mare drag și mă simt bine și merg pe stradă cu pieptul sus pentru că e făcută și de mine, adică votată de toți suporterii și împreună cu ceilalți, cu Meme și cu ziaristul respectiv, este în 6 colțuri. E diferită față de cea de 5 colțuri. Tu ai văzut documentele astea, Gigi, despre care vorbim? Evident. Că altfel nu aveam pe ce să vorbesc. Gigi, vezi pe Pițurcă că investim bani acum la acestea?
Eu mai spun, dacă ne apiți, investește, aduceți-vă aminte ce soartă a avut Lupitelu, aduceți-vă aminte ce soartă a avut Gigi, că mai avea puțin și Gigi să-i plătească și lui Gigi câteva, lui Pițul, că când a pus condiția Gigi să nu mai ieși, Gigi, parcă tu erai la seau. Când i-a pus condiția să nu mai iasă pe post, să mai dea în jucător, să mai facă anumite declarații, ne-a pici trecuse în clauza aia, nu știu ce teren, nu știu ce chestie. Și e cam greu să se pună cu neapiții, pentru că neapiții stă bine rău de tot în contracte. Și dacă o pățește și neapiții cum o pățește Gigi acum, nu-i văd bine. Dar poate aduce alți oameni cu bani acolo, eu știu. Păi eu sunt de acord și eu vă aduc pe dumneavoastră să investiți în nimic. Și dacă investiți în nimic, să n-aveți voie nici să vorbiți, înseamnă că ați pierdut banii de la început. Deci nu vezi o asociere. Nu vezi o asociere. Plus de asta. Da. Rețineți, plus de asta. Nu au voie să mai înstrăineze palmaresul. Până din 47 până 98, ăla moare la Clubul Sportiv al Armatei. Cine preia echipa și o preia un privat, ăla ia decât două promovări. Dacă se face un APC, nu! Să fie acționar și clubul. Atunci se poate folosi de acel palmares până 98. Deci nu vezi pe nimeni să vină acolo și să investească pe nimic, ce spui tu. Să dea Dumnezeu să vină cine vor dâns și să investească cu mare drag. Dar ca să investești când ai în peluză sau în tribune, în stadionul ăla, să ai 276 de suporteri și să bagi atâtea milioane, că mai te bazezi și pe suporteri. Da. Pentru că la fiecare meci câștigi 300-400 de mii, mai scoți din salarii, mai scoți din cheltuieli. Nu-i chiar așa.